Postul de fundaș central a fost unul cu probleme în acest sezon la Universitatea Craiova, după ce Zaykov și Badeli s-au accidentat grav și au lipsit pentru o lungă perioadă, în timp ce Screciu s-a accidentat și el în ultima etapă din 2023. Fundașul macedonean, a dus la Craiova acum un an de la Vorsc la Poltava, speră ca 2024 să fie diferit de anul precedent, care a adus atât accidentări, dar și un parcurs nefast cu Universitatea Craiova, echipă care a ratat prezența în cupele europene în sezonul trecut. Sunt foarte fericit că am revenit, am făcut antrenamente alături de colegii mei și sper să continui la fel fără probleme. Cel mai dificil a fost în prima lună după accidentare, când a trebuit să stau acasă în pat nemișcat, cred că a fost cea mai urtă perioadă din viața mea aș putea spune. Condițiile de aici din Antalya sunt perfecte, cred că este cel mai bun hotel, teren de antrenament, vremea este super. Primul meu obiectiv este să fiu sănătos, să nu mai fiu un an precum precedentul, iar pe partea fotbalistică mi-aș dori să avem succes pentru că anul trecut nu a fost unul bun pentru echipă. Zaicova mai declară că la Craiova se simte ca acasă și speră ca în acest sezon să câștige un trofeu cu Universitatea. Sper să cucerim ceva un trofeu, fiindcă suntem în lupta pentru titlul și pentru Cupa României. Lucrăm din greu în cantonament, avem două meciuri grele la început cu Farul și FCSB, dar mă bucur că avem acest program, fiindcă dacă vom câștiga, ne va fi mai ușor apoi. Cu Mr. Petev sunt antrenamente interesante, atât cu partea cu mingea, cât și cea fizică. Lucrăm mult cu mingea, pe partea de posesie și îmi place acest lucru. La Craiova mă simt ca acasă, fiindcă România seamănă foarte mult cu Macedonia de Nord. Sunt de aici de un an, viața, lumea, chiar și mâncarea, totul este aproape similar cu ce este acasă la mine, deci m-am adaptat fără probleme. Sper ca fanii noștri să aibă un an nou cu bucurii și să fie alături de noi la fiecare meci. Oltenii sunt aproape să parafeze transferul unui internațional din Honduras de Nil Maldonado. Universitatea Craiova se află în cantonament în Antalya până pe 15 ianuarie, având stabilit și un meci de verificare cu formația cehă Fece Slovaco pe 14 ianuarie.